cei care s-au născut în zodia Scorpionului vor avea între 24 și 25 decembrie dimineața o perioadă specială născută din acumularea vibrațiilor celor patru planete care tranzitează casa comunicării. Pe fond e vorba de mai puțină comunicare decât de obicei, ca să nu spun chiar tăcere, poate chiar însingurare sau izolare de unele persoane, ori incapacitate de a comunica, dacă totuși cei născuți în Scorpion asta doresc, cu oameni și instituții și nu pot să intre în legătură. Sunt și o serie de disfuncții, dar sunt și niște condiții obiective, fiind vorba de sărbători, de vacanță, de zile libere. Cam complicată și secvența deplasărilor și a călătoriilor, unele s-ar putea să cunoască niște întârzieri, niște blocaje, niște situații în care să existe și un disconfort. Poate să fie justificat de evenimente publice, poate să fie justificat de modificări climaterice, se întâmplă ceva într-o anume zonă, ninge foarte mult, sunt intemperii, se perturbă bunul mers al unor mijloace de transport și așa mai departe. Între 25 decembrie, după ora 9 dimineața, și 27 decembrie, perioadă nici mai bună, nici mai rea decât altă dată, cu privire la viața de familie. O informație care îi poate surprinde, ceva care îi miră, îi uimește, îi pune pe gânduri, legat de o relație interpersonală. Între 27 decembrie, după ora 9:30 dimineața și 29 decembrie, univers afectiv satisfăcător, motive de bucurie, de tandrețe, de împăcare, de satisfacție. Multe speranțe, vise, idealuri sau dorințe de un mai bine afectiv pe termen scurt, adică de la o zi la alta. Între 29 decembrie, după ora 12 și 30 de minute și 30, respectiv 31 decembrie, casa sănătății va fi pusă la încercare de vibrațiile de la trei planete care tranzitează berbecul, pentru că de două zile în acest sector și-a făcut apariția Jupiter. Și Jupiter va sta până în primăvara lui 2023. Deocamdată, în aceste zile, el răscolește mai ales niște stări de spirit. Apoi răscolește anume motive care au legătură cu viața socială, cu banii, cu locul de muncă și care transformă o zi obișnuită într-o zi neobișnuită prin stres, prin enervare, uneori exagerată, prin incapacitatea de a se decupla de niște factori care nu sunt mulțumitori în această perioadă. Nu se pot liniști, se întorc cu gândul în permanență la niște evenimente care le dau de gândit. Apoi sunt și tot felul de stări conflictuale care pot să îi mobilizeze în continuare, chit că e vorba de niște zile în care încă se mai lucrează pe 29 și 30. De aici surescitare, reacții bruște, un comportament dezordonat și dezorganizat care nu e evident productiv, nu e nici elegant, nu creează nici armonie. Cred că e nevoie de multă înțelepciune și cred că e nevoie și de un calmant, de ceva care să intervină blând asupra psihicului ca să-i tempereze. Reacțiile sunt mult prea bruște. Și asta pentru că de două zile Jupiter a început să tranziteze zodia berbecului. A mai fost la începutul anului 2022, acum revine, e ultima trecere. Până în primăvara lui 2023, acest Jupiter, din punctul de vedere al sănătății, va da foarte multă energie, va da și vigoare, dar va da și exces
de energie și de vitalitate și de mobilizare care poate la un moment dat să nu fie bine înțeleasă de cei din jur sau bine primită sau poate să nu fie bine plasată chiar de către nativ să facă ce nu trebuie. Este rost de consumare de energie, chiar dacă ei se mobilizează repede. Această înflăcărare rezultată din cuplarea unei planete de foc cu o zodie de foc este de natură să influențeze zona cerebrală, fiziologia organelor de simț localizate la nivelul capului, apoi circulația sângelui și, în final, va influența și latura psihică. Vom vorbi mult, vom vorbi mereu despre acest Jupiter în berbec până când va părăsi definitiv în primăvara lui 2023, zodia berbecului. Pentru moment însă rețineți că poate să mai introducă și niște factori dădători de risc pe corpul fizic, la propriu. Adică niște accidente provocate de foc, de flacără deschisă, de arsură, de opărire, de tot ceea ce are legătură cu un tip de manipulare a unor ustensile, obiecte, care au la bază, nu neapărat curentul electric, dar care produc căldură. Poate să fie și jarul din sobă, într-o casă în care se folosește încălzire cu lemne. O casă la țară, de exemplu. Dar mai poate fi vorba și de o relație proastă cu ustensile de metal. Și atunci ne îndreptăm nu către foc, ci către leziunile corporale provocate prin tăiere, înțepare, lezare, evident cu pierdere de sânge.